De aproape 48 de ore în zona Ion Pilat până către Ice Brătianu, oamenii au avut probleme la alimentarea cu apă. Nu au avut apă la robinet, iar cei cu centrale au înghețat în casă. De vină ar fi fost o avarie buclucașă pe care nici cei de la Nova Apaserv nu o găseau. Mai precis, au umblat o zi și o noapte cu echipele de detecție pentru a găsi locul unde se pierde presiunea. S-a localizat o pierdere de apă pe o conductă veche, două conducte vechi de fapt, o fontă de 100 și un azbocement de 250, în zona Sfântul Spiridon cu intersecție cu Independenței. Pierdere de apă care a prins un canal termic vechi și nu s-a putut descoperi decât azi noapte de echipa de detecție. De lipsa apei au fost afectate și câteva centre pentru copii, dar și centrul de dializă. Acesta din urmă a primit apă cu cisternele de la Nova Apaserv. Și pierderea de apă, fiind mare, a făcut o lipsă de presiune simțită până aproape de, să zic, zona de ieșire din Botoșani spre penitenciar. Centru de dializă, 4 centre de copii de pe, în zona Ice Brăteanu, dar centru de dializă s-a rezolvat problema cu apa. Avaria a fost depistată, spun reprezentanții de la Nova Apaserv și, susțin ei, au trecut la reparații. Dar acum este localizat, sperăm în 2-3 ore să dăm drumul la apă și să-ți revină presiunea la normal. De aproape 2 zile au fost probleme cu lipsa apei în zonele menționate, cea mai gravă situație fiind a celor cu centrale de apartament sau industriale alimentate cu apă.